s-au reluat acțiunile de igienizare a spațiilor publice din Robeta Turnu Severin. Ținând cont de numărul crescut de îmbolnăviri cu noul coronavirus, dezinfecția cu produse biocide a început de ieri în toate zonele municipiului, având ca scop limitarea răspândirii pandemiei în comunitatea noastră. Acțiunile de igienizare a spațiilor publice din Drobeta Turnu Severin au început deja de ieri. Actualul context social privind numărul ascendent de îmbolnăviri cu COVID-19 a determinat reluarea acțiunilor de dezinfecție în toate zonele municipiului. Timp de două săptămâni se vor efectua operațiuni complete de igienizare a străzilor, trotuarelor, mobilier, stradal, a parcurilor și locurilor de joacă. Iar pentru că sănătatea severinenilor este cea mai importantă, acțiunile de igienizare vor avea loc și în piețele agroalimentare, dar și în blocuri. Dezinsecția orașului Turnul Severin a început de ieri și preconizăm că o să dureze două săptămâni. Pot fi mai mult, pot fi mai puțin, dar asta e preconizarea, două săptămâni. Ce mai este? Dăunătorii, da? un special pentru COVID. Și sperăm că în două săptămâni să terminăm cu tot orașul. Pentru a limita răspândirea pandemiei în comunitatea noastră, pentru operațiunile de dezinfecție se folosesc substanțe biocide, dar și clor.